Am înțeles, o să luăm machia și o să venim repede acolo. Avem foarte multe incidente, mai ales în Mucegi, oameni experimentați ai muntelui care, din păcate, nu mai scap cu viață. În momentul când te prinde o avalanșă, ca să supraviețuiești, depinde cât de tare te astupă avalanșa, este foarte puțin probabil că mai trăiești. Pentru că vin tone de zăpadă pe tine, te rostogolește, poate să-ți rupă cervicala și ești mort pe loc. Sunt unele avalanșe care i-au surprins pe oamenii al muntelui, nu i-au astupat, a plecat cu ei, au alunecat pe ea și au supraviețuit. Anul acesta, sezonul ăsta, în noiembrie, am avut o acțiune pe colții Morarului din Buceci, dintre care au fost doi turiști, oameni ai muntelui echipați, surprinși de avalanșă și din păcate au decedat. Sunt foarte mulți turiști care vin la sfârșitul săptămânii neechipați. Mulți sunt care vor să facă trasee montane care la noi, pe timp de iarnă, sunt închise din cauza că noi suntem foarte puțini și nu avem timp pe timp de iarnă să mergem, să facem traseele, să vedem cum sunt, ce grad de dificultate, dacă este risc de avalanșă, dacă nu este. Stăm la pârte și mă confrunt aproape la sfârșit de săptămână cu câte 10-12 apeluri pentru informații că vor să facă trasee montane. Și mă întreabă cum este traseul. Eu le spun, din păcate, nu avem cum să, nu avem timp, că suntem prea puțini, nu știu cum, dacă este risc de avalanșă. La noi, în zonă, la Azuga, avem trasee montane, dar nu este cu risc de avalanșă. Foarte multe trasee sunt prin pădure, foarte puțin pe golul alpin. Mulți sunt cunoscători al muntelui, sunt echipați cu lopate de avalanșă, cu un aparat ARVA pentru avalanșă, sondă, echipamente corespunzător, schiu de tură sau placă, snowboard. Și în perioada aceasta, dacă ninge foarte mult și după aia 4-5 zile este soare, zăpada este foarte instabilă, pleacă de pe voi. De mic mi-a plăcut muntele și am zis, dacă tot îmi place muntele, vreau să mă fac un om al muntelui. Fac această meserie în primul rând din plăcere, pasiunea muntelui și să fie dedicat acestei meserii. Am fost trimis în școli, unde acolo avem instructori care ne inițiază vara, cum ne învață să ne cățărăm pe stânci, cum să facem o salvare dintr-un perete dacă pe timp de vară avem un traseu și rămâne o persoană acolo în jumătatea perioadă, cum să o recuperăm, să o salvăm. Iarna, cum trebuie să acționăm pe pârtii, în golul arpine, să facem, se numesc amaraje. Dacă avem o vale, cum să-l lansăm pe accidentat și pe un salvator la un drum de acces. Dacă nu avem copaci, să ne facem din schiuri, din bețe, din piolet, un sistem de amaraje, să putem să lansăm accidentatul cu salvatorul la drumul de acces. Tot timpul când plec într-o acțiune, plec cu ideea că mă așteaptă un copil și nu mă gândesc că nu o să mă întorc acasă. Pentru cei care iubesc foarte mult muntele și nu au foarte multă experiență, recomandăm pe timp de iarnă traseele care sunt închise și se fac publice și la televizor și la radio, să nu se aventureze pe aceste trasee. Dacă chiar vor să ia un ghid montan experimentat sau chiar un coleg de-al nostru, și cu siguranță nu se va întâmpla nimic.